În ziua în care intră în vigoare noile restricții anticovid, țara noastră înregistrează o rată de pozitivare de aproape 30%. Sunt 3240 de cazuri din doar 11.000 de teste. Atenție, de aproape 4 ori mai puține teste ca în celelalte zile. Iar din aceste cazuri, peste 2200 nu sunt alocate pe județe. 2/3 din ele nu sunt alocate, ceea ce înseamnă că anchetele epidemiologice fie nu s-au încheiat, sau mai grav, nici măcar n-au început. Așa arată neputința DSP-urilor de a-și face treaba în timp util ca să mai oprim răspândirea bolii. Alături de noi este medicul și cercetătorul Octavian Jurma. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Dumneavoastră tot ne spuneți, ne arătați că aceste calcule pe care le faceți dumneavoastră sunt bune și calculele autorităților nu sunt reale. Voit sau din neputință, autoritățile noastre nu lucrează și nu ne dau niște cifre reale. Ne-ați tot demonstrat că ați avut mereu dreptate. Din păcate, spun, pandemia, vedem, este din nou înaintea guvernului, iar în următoarele două săptămâni vom avea în continuare o creștere, cu toate că avem aceste măsuri. Din calculele dumneavoastră, unde o să ajungem? Da, din păcate, situația este foarte gravă. Indiferent de măsuri, chiar dacă am fi luat un lockdown complet, cum se spune, un lockdown dur, tot am fi avut două săptămâni de creștere și ăsta este principalul motiv pentru care eu personal sunt îngrijorat. Pentru că dacă aceste măsuri care s-au luat acum, care reprezintă un fel de soft lockdown parțial luat în județele cu incidență foarte mare, dar care au un impact mic în județele care cresc, dar încă nu au trecut de 3 la 1000, atunci numerele vor continua să crească în ciuda măsurilor. Și atunci avem încă două săptămâni în care așteptăm să evaluăm, sau 30 de zile, cum s-a mai anunțat, după care o să ajungem tot acolo. Și asta înseamnă că epidemia va continua să crească. Epidemia s-a accelerat foarte mult în săptămâna trecută. A crescut cu 32% față de săptămâna precedentă, care la rândul ei a fost cu 20% mai mare. Deci am avut o creștere de 50% a numărului total de cazuri zilnic în doar două săptămâni. Am trecut de la 4.000 în medie la 8.000 în medie. Așa cum ați menționat, rata de pozitivare este foarte mare, s-a dublat, pentru că numărul de teste a rămas relativ constant și este de, în medie pe săptămâna care s-a închis, este de 26%. Este mai enorm, puțin. S-a dublat efectiv. Testele au fost și mai puține. Da, testele au fost, săptămâna asta s-a testat cu 2% mai mult decât săptămâna trecută, însă creșterea reală s-a datorat pentru că s-a testat mult și în zona testelor la cerere, adică care sunt plătite de populație. Și de asta sunt o mulțime de indicatori care arată că această epidemie crește foarte repede, nu ținem pasul cu ea, o rată de pozitivare de 26% pe săptămână nu mai poate fi atribuită, eu știu, testelor de luni sau de duminică, e pur și simplu media pe toate cele 7 zile. La cât ajungem, asta arată că, în zilele următoare? Din păcate, dacă se menține acest ritm de creștere actual, ne uităm săptămâna viitoare la maxime în jurul a 12.000 de cazuri, între 11.000 și 13.000, iar săptămâna, peste două săptămâni, săptămâna care urmează, ne uităm la maxime între 13.000 și 15.000 de cazuri, deci între 14.000 și 15.000 de cazuri aproape sigur vom ajunge dacă efectele acestea, dacă nu continuă accelerarea și dacă efectele au măcar măsurile au un efect de frânare un pic a epidemiei. Ce ar însemna un platou la 15.000 de cazuri? Pentru că un platou la atât de multe cazuri deja înseamnă că sistemul nostru medical nu va mai face față. Da, asta mă neliniștește, sincer să fiu, în declarație publice, faptul că acest concept de platou, care era un lucru bun dacă l-am obținut la 500 de cazuri, ați văzut, în primul val, chiar și la 1000 de cazuri în vară, am putut face față cu sistemul medical. Nu putem să sărbătorim un platou la 10.000 de cazuri, care în mod normal ne duce cu numărul de internări la peste 2500, așa conservator vorbind. Și de asta un platou la 10.000 și peste 10.000 de cazuri este un lucru complet nesustenabil și toată discuția trebuie orientată nu cum să obținem un platou la acest stadiu, ci cum să ieșim cât mai repede din această stratosferă epidemică, ca să-i spun așa. Și acum vedem, pentru că până acum nu știam din raportările pe care le primeam, vedem că DSP-urile nu fac față. Știam, dar acum avem și dovada. 2200 de cazuri care nu sunt alocate pe județe. Este clar că acolo nu s-au făcut anchetele, nu s-au terminat, nu s-au început, nu știm exact. Da, din păcate așa arată epuizarea DSP-urilor. Ei
Inițial făceau anchetă epidemiologică, se testau toți contactii direcți, după aceea s-a restrâns definiția de caz, nu se mai testează contactii direcți, acum s-a restrâns și mai mult definiția de caz, încât nu se mai testează decât dacă sunt simptomatici cu mai multe simptome. Deci pe măsură ce numărul de bolnavi crește și capacitatea de testare rămâne constantă, evident trebuie să restrângem definiția celor care au acces la testare și care nu se pot testa pe bani. Acum, după acest, desigur, mai răspund și de investigarea celor testați, să afle cine sunt, unde sunt, cu cine s-au întâlnit. Nu se mai fac aceste anchete epidemiologice, iar acum a ajuns la stadiul la care nici măcar nu se mai pot aloca pe județe testele pe care le primesc și cam vedem că există deja o întârziere cam de 10% în raportări și asta se afectează inclusiv nivelul la care progresează acești indicatori de care vorbim, această rată la 1000, care, așa cum au declarat autoritățile, iau în considerare nu raportările directe de laboratoare, ci cele pe care le fac DSP-urile, așa chinuite cum sunt, mai trebuie să și scoată focarele, să facă toate lucrurile astea care nu mai încarcă, când ei n-au timp nici măcar să sune oamenii să le zică să stea în izolare sau exact. Să întrebe din ce județ sunt. Da, și să-i contacteze pe cei care sunt contact direct, fie și fără teste. Mulțumesc, domnule Jurba, pentru intervenție. Este incredibil că vedem doar acest